Dragi prieteni, vă transmit revista ilustrată numărul 25. De față de altă dată, conținutul cu articolele care le prezint este mai scurt, dar partea esențială e un mesaj privind de ce trebuie să vă bucurați. Deci, să trecem la partea cu poante. În speranța că v-am trezit dramul de zâmbet, trec la mesajul principal a revistei de astăzi. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă o viață de lumina dragostei. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânești. Ce-am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste, simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite-o din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat, floarea și-a pus la pălărie. Toiac, alb ca troianul. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă o viață de lumina dragostei. Ademenea astăzi ne doar. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul? Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul. Zilele trec, zilele vin, ce va rămâne? Suflet de lut, necunoscut, suflet de pâine. Toamnele cresc, grijile cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de un nume ce vi-a dat ca să-l purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amor cu flori de tei. Bucurați-vă o viață de lumina dragostei. Deci asta am vrut să vă spun, dragi prieteni, bucurați-vă de ce mai aveți de bucurat.